Zilele trecute în comuna Giulești au început lucrările la noua sală de sport după ce în luna februarie a acestui an s-a efectuat predarea și primirea amplasamentului către firma de proiectare și execuție. Până în prezent s-a lucrat la decopertarea suprafeței de teren și la pregătirea cuzineților. Potrivit primarului Laurențiu Batin, lucrarea trebuie să fie finalizată până în luna mai 2023. Proiectul se va realiza prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Națională de Investiții, instituții aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării. Sala de sport cu o tribună de 180 de locuri va fi una modernă, care va deservi locuitorii comunei, în special elevii și copiii.